noastră de spirit se schimbă odată cu venirea primăverii, simțim cum ne încărcăm de la razele de soare cu energie și în același timp ne dorim cu toții emoții asociate cu un alt început. Iar când vine vorba să ne facem plinul cu bunătățuri culinare de sezon, nu e întotdeauna neapărat să punem accent pe cantitate, ci mai degrabă pe anumite produse calitative, deosebite, cu care să ne răsfățăm chiar, poate chiar mai sofisticate. Așadar, în atenția tuturor gurmanzilor, în această ediție va trebui să fac o alegere în materie de cașcavaluri și ce bine că nu sunt singură, dar am un specialist alături de mine. Discutăm cu Iuliania Martiniuc. Salutare! Salut! Mă bucur tare mult că avem această discuție și cu asociată cu elemente practice, după cum vedem. Cașcavalurile sunt, în general, produse peste tot în lume, de sute de ani. Fiecare producător are o rețetă a lui, multe sunt secrete, nu? Și am văzut că cașcavalurile vin în tot felul de forme, texturi, culori, de la alb la albastru, de la tare la moale, de la dulce la sărat. Cu siguranță ai primit întrebarea, care este cel mai bun cașcaval pe care l-ai gustat, nu? Da, da, dar nu există. Ca și la vinuri, exact. Da, da, nu există cel mai bun, e doar depinde de gust. Dar înțeleg că pentru a putea face o alegere, e nevoie să degustăm, altfel nu se poate, nu? Neapărat. Ce avem pregătit? Avem pregătit două tipuri de cașcaval din lapte de vaci și un tip din lapte de capră. Mm-hmm. Da. De ce ați făcut alegerea asta? Pentru laptele de vaci este în preferințele consumatorilor? Da, exact. Cașcavalul de capră este puțin mai strident, dar nu toți înțeleg că nu este atât de strident cum cred ei. Deci, cașcavalurile de capră, anume care le aducem noi, le sunt foarte finuțe, pentru că au și o îngrijire specială animalele date și o îngrijire specială și cașcavalurile, da, pentru a nu fi atât de stridente. Asta înseamnă cum o să aibă puțin miros, pentru că dacă nu are, înseamnă că este format genetic, da, și asta nu este natural. Dar vorbim despre aromă, o aromă care pentru cineva chiar poate fi foarte plăcută, da, adică exact, în funcție de gusturi, exact, nu? Exact, exact. Așa. Și celor care chiar le se pare strident, înseamnă că au o anumită intoleranță la acest miros, să zicem. Unii medici chiar recomandă, nu? Da, 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 este cu mult mai sănătos să mănânci un cașcaval de capre decât cel de vaci, zicem. Are aceleași proprietăți, doar că în procentaj mai mare. Aha, bine de știut, să ținem cont. Exact. Dar acest cașcaval de capre a fost maturat? Da, a fost maturat 7 luni. În bunker. Exact, în bunker din al doilea război mondial. Acest producător este unul artizanal care maturează în bunkere sub pământ în al doilea război mondial. Deci acest cașcaval are o maturare de 7 luni din cauza naturii. Acest cașcaval a căpătat un gust foarte floral și proaspăt, dar și din cauza cheagului vegetal. Aha, am înțeles. Chiar o să te servesc. Așa, să facem o degustare propriu-zisă, da? Aha, mulțumesc. Da, și acest cașcaval, după cum vedeți, este pus sub o presă specială. Din cauza asta are o textură densă. Vreau să zic finuță, că are niște arome foarte fine și un gust este foarte pronunțat, dar în același timp parcă soft, pentru că, de exemplu, facem o paralelă cu vinurile. Maturarea vinurilor, în procesul de maturare a vinurilor, acestea obțin diferite arome, da? Exact. Se îmbogățesc, da, cu... Da. E și cazul cașcavalurilor. Da, da. Și cât este mai matur, dacă ai simțit aici, deja cristalțurile de calciu sunt vizibile și chiar se simte asta, care nisipă așa puțin. Asta este un calciu natural care s-a făcut rolul maturării. Aha, am înțeles. Toate sărurile, grăsimile, lactoza asta, lactatea, ele se transformă în calciu natural. Se deshidratează. Am înțeles. Dar cât de comun este pentru un producător să matureze cașcavalurile în bunker? Adică e o practică des întâlnită sau nu, e cu adevărat? Nu, nici de cum. Este ceva deosebit, anume pentru acest producător. Am înțeles. În general, care sunt condițiile de păstrare corectă a cașcavalurilor? Cașcavalul se păstrează în frigider, la 5 grade. Iar pentru a fi servite, noi recomandăm să fie lăsate la temperatura camerei de 18 grade să se deschidă. Atunci ați putea să savurați din tot plinul cașcavalului. Dar în momentul în care are loc degustarea propriu-zisă, este și tăiat ca să se elibereze aromele, exact, da? Exact, da. Bun, ne-am lămurit cu acest tip de cașcaval. E popular printre consumatorii care vin aici? Mulți îl cunosc, mulți l-au regăsit și sunt foarte mulțumiți de ei. Bine. Este practic cel mai iubit. Felicitat, da, de toată lumea. Da. Pentru a doua probă, ce ne-ai pregătit? Am pregătit un cașcaval foarte interesant. Este un cașcaval de pe o insulă din Olanda, care este în apropiere de mare. Asta înseamnă că împrumută anumite proprietăți? Da, 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 beneficii, da.
Și acest cașcaval, acest producător ia laptele de la fermieri, de la mici producători, îi susține. Are o textură densă, așa, e mai cremos, am observat că e mai cremos, dar asta înseamnă că a fost și maturat mai puțin. Da, mai puțin, dar tot are cristalele astea de calciu, care dă calitatea maturării. Foarte cremos, foarte plăcut în gust. Da. Maturarea, de exemplu, care e diferența dacă cașcavalul e maturat, să spunem, o lună, 7 luni, 12 luni, poate chiar mai mult? Ce-i conferă asta? Este mai gras, este mai plin și este mult mai mare. Deci aici avem puțin mai deshidratat. Roata asta era puțin mai mare, deci el se deshidratează în timp. Și este foarte bine pentru un mic dejun, deci este recomandat, el este și destilat pentru mic dejun, tostere. Care sunt etapele prin care trece materia primă, inclusiv, da, vorbim despre laptele de vacă, în cazul nostru, până ajunge la un produs finit, cașcavalul? Deci, laptele se încheagă, anume cu cheag vegetal. În practic, noi avem cașcavalul doar din cheaguri vegetale, pentru că ele sunt mult mai proaspete. Apoi, condimente, asta este sarea, deci lapte, cheag, sare. Și mai poate fi pus și carotină, este de morcov, ceva natural, deci absolut natural. Aha, deci cu cât mai puține ingrediente, cu atât mai bine? Da, asta ar trebui să se verifice și consumatorul atunci când vine să procure? Și, da, și noi asta putem să o confirmăm. Și cheagul este unul? Vegetal. Din cintrice. Asta ar trebui să fie un plus în lista noastră, un avantaj. Bun, am înțeles. Și în comparație cu cel de... În general, este mai solicitat cașcavalul pe bază de lapte de vacă, da? Da, el este mai clasic, mulți îl cunosc, de capră nu prea, dar atunci când îl gustă, își dau seama că e ceva mai bun. Important e să riște, să guste, da, nu? Da, da, și după asta se întâmplă magia. Bun, ne-am lămurit și cu acesta. Mai avem unul acolo care ne așteaptă și văd că e unul cu totul deosebit, pentru că dacă observă și telespectatorii, sunt absolut diferite după culoare. Asta indică gradul de maturare, inclusiv. Da, da, și după cum vedeți, culoarea a căpătat de la carotină. Și de la maturare, evident. Aici avem un cașcaval foarte interesant, este cel mai premiat din Olanda, să zicem. Are și... este un cașcaval regal, pentru că a fost acceptat la curtea regală de țările de jos, din Olanda, da, este foarte premiat. Adică numai, nu știu, regii, prinții mănâncă din ăsta. Nu neapărat, doar că din cauza că a fost apreciat de curtea regală, deci a devenit... Am o ocazie inedită de a degusta un asemenea cașcaval. Cât este maturat? Este mai mult de 7 luni, nu? Da, este maturat un an. Foarte delicios și este pentru persoane cu intoleranță la lactoză. Adică și persoanele care au intoleranță la lactoză pot să-l consume. Exact. Am tras cu ochiul și am văzut că scrie pe el Grand Cru. Foarte gustos, apropo. Din cauza că are medalii. Deci are numărate medalii și a fost acceptat la curtea regală. Da, există și concursuri pentru cașcavaluri, la fel cum există concursuri pentru vinuri? Da. Wow. Da. Se organizează anual, da? Înțeleg. Sigur, că... da. Da. Am înțeles. Există diferite tipuri de acest tip de cașcaval, nu? Mai există unul clasic? Da, există, dar Royalul este unicul. Acest producător face mai multe tipuri de cașcaval, este cel mai mare producător din Olanda, de fapt, dar ăsta e mândria lor. Pentru că vorbim despre un cașcaval, cum am spus noi, regal, da? În sensul ăsta. Cum ar trebui consumat astfel încât să ne bucurăm de el în toată plinătatea sa? Bănuiesc că dacă îl dăm prin răzătoare, de exemplu, n-ar fi cea mai... Da. E ca și cum am adăugat apă în vin din sticlă. Da. Deci, să-l consumați, e și benefic. Este norma zilnică 25 de grame, să zicem așa, cu normă. Îl puteți consuma la un vin sau pur și simplu la un mic dejun, ca să vă luați nutrienții. Sau, dacă preferați, cu o cafea. De ce nu? Cu un ceai. Ele tot se combină foarte bine. Am înțeles. Din astea trei am putea face o diferență pe consumator, gen cine și ce preferă mai mult, femeile sau bărbații? Femeile, da. Deci ăsta îl iubesc toți, să zicem. Royal Grand Cru îl adoră toți. Dar să clasificăm așa bărbații și femeile, de capră iubesc mai mult femeile. El este mai proaspăt, mai finuț și mai, cum noi suntem așa, da, mai delicate. Dar la nivel de preț? La nivel de preț, normal că cașcavalul de capră costă mai mult, pentru că, să zicem că
Vacile dau lapte mai mult decât caprele, deci trebuie cumva să... Productivitatea lor este mai mare, da, în comparație cu... Da, din cauza asta laptele de capră costă mai mult, deci vă dați seama și cașcavalul să fie de măsură. Da, am înțeles. Și acum că e primăvară și toată lumea vine să-și facă coșul de cumpărături, ce ați recomanda din astea trei? Aș recomanda să-și leagă pe propriul gust. Toți avem gusturi diferite, noi avem o grămadă de cașcavaluri, practic peste 90 de cașcavaluri, așa că poate să fac alegerea din orice, plus că noi avem și opțiunea de a gusta pe loc. Și atunci omul poate alege ca să știe. Există cașcaval cu tot soiul de condimente, inclusiv levânțică, nu? Și care mai sunt? Cu schinduf, cu olive și roșii, coriandru, trufe, deci trufe este super, un cașcaval chiar o să servesc, cu trufe. Și multe alte condimente, cu nuci, levânțică, avem chiar cu cărbune activant și lime, este ceva finețe aparte. Cu schinduf, ăla care se găsește în special pe Muntele Athos? Da. Așa. Da, strâns de călugăr, este foarte benefică această plantă. Noi anume avem semințele ei, cașcaval, este o combinație superbă. Bineînțeles că cașcavalurile pot fi combinate cu diverse produse, dar sosul este cel care le dă o savoare aparte. Știu că aveți și sosuri aici, pe ce bază sunt și cum interacționează ele cu... Avem sosuri, ce legat de combinația cu cașcavalul. Ați putea combina cu caramel, ați putea combina cu marmeladă. Avem o marmeladă spaniolă formidabilă, ceea ce nu s-a mai regăsit la noi în Moldova și oamenii nu înțeleg ce înseamnă marmeladă naturală bună. Dar ce ține de sosuri, ele sunt pe bază de muștar și mire. Exact, ajută la procesarea muștarului, de fapt, ajută la procesarea cașcavalului. Aha, deci și cu efect, la terapeutic. Da, pentru că cașcavalul se digeră cam în jur de 8 ore, iar muștarul, deci, își face efect. Iuliania, mulțumesc tare mult pentru această degustare. Fiecare a fost delicios în felul lui și cu siguranță oamenii pot să-și aleagă după propriile preferințe. Și acum eu nu știu un alt cuplu culinar mai bun, mai potrivit decât cașcavalul și vinul de cealaltă parte. Dacă în orice relație, ca în orice cuplu, trebuie să existe și un pic de chimie, un pic de... De aceea vreau să vorbim și despre această asociere cu vinurile. Da, deci colegul meu, specialistul nostru, o să vorbească despre asocierea cu vinuri și în general despre vinuri. Abia aștept să-l cunosc. Emisiunea Wine Trips la TVR Moldova continuă pentru a vorbi despre asocierea cașcavalurilor cu vinurile. Ne-a schimbat și locul de filmare, după cum observați, și unde mai putem vorbi despre vinuri decât în fața unui poloboc. Ne-a luat și platou cu cașcavaluri lângă noi și facem cunoștință cu următorul specialist, Marius. Salutare! Salutare, Mihaela! Nu mă cunosc! Încântat de cunoștință! Așadar, anterior, cu Iuliania, am degustat trei tipuri de cașcavaluri, da? Corect. Două din lapte de vaci. Așa, și unul de capre. Acum vrem să știm cum să le combinăm, pentru că eu mă gândeam, atunci când avem oaspeți sau așa, asta e cea mai ușoară, inclusiv, combinație, că doar trebuie tăiate brânzeturile și atâta tot, nu? De fapt, nu totul este așa de simplu. Eu nu iubesc să pun cașcaval de vaci pentru roșu și cel de capre pentru alb. Mie îmi place altă idee. Da. Depinde de gustul omului și o regulă care trebuie să o respectăm e intensitatea ambelor. Adică dacă unul e intens? Ele să concureze între ele. Adică ele trebuie să completeze frumos. Ca într-o relație, nu? Exact. La cașcavalul de capră care l-am ales, eu prefer atât roze cât și vin alb. Aha, deci avem două opțiuni. Exact. Dar dacă ar fi să descriem un pic vinul pe care l-avem în pahar, vinul alb, ce avem? Ce soi aici? În pahar avem Riesling. Deci, dacă îmi permiteți, voi povestesc ceva despre Riesling. Rieslingul este numit regele vinurilor albe, nu în zadar. El are o versatilitate foarte bogată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se poate face mai multe stiluri de vin din el. La fel are aciditatea sonoră care îl caracterizează și capacitatea de a îmbătrâni cu grație în timp. Ceea ce este mai rar pentru vinurile albe. Corect. Da. Dacă să vorbim, s-a stabilit după o analiză ADN că Rieslingul provine de la o încrucișare naturală între soiul Guie Blanc și Traminer cu viță de vie sălbatică.
Asta îl face rudă cu chardonnay, cu gamay și aligotea. Dar care sunt aromele tipice pentru Riesling? Aromele sale tipice depinde de vârsta lui, dar dacă vorbim despre un Riesling tânăr, găsim aromele citrice de lime, lămâie și grapefruit și, de regulă, fructele cu sâmburi, ca piersici, ca iese uneori, chiar și măr verde. La fel La fel găsim și aromele de iasomie și caprifoi. În timp cât îmbătrânește, el capătă arome de piersici uscate, miere, ghimbir și nota sa specifică de cherosină. Asta e mai des întâlnit la Rieslingul german sau austriac. Uh-huh. Și atunci, dacă vorbim la nivel de intensitate, cașcavalul din lapte de capră, da, care îl avem, spuneam, niște arome specifice, da? Exact. Respectiv, vinul alegem ca să fie unul mai puțin intens. Nu. Uh-huh. Intensitatea trebuie să corespundă. Să corespundă. La Riesling eu prefer un cașcaval moale. Aha. Gras. Aha. Sau de capră nu tare matur. Așa, cum... Se potrivește și ăsta care noi am spus, da, din zona maritimă. Da, da, el e foarte gras și se completează bine. Aha, ok. Și pentru roze ce avem? Pentru roze putem lua de capră și royal de vaci. Așa. Exact. Da, roze... El are o intensitate mai ridicată decât la alb și are arome mai înspre vinurile roșii. Pentru că este la intersecția între alb și roșu, am putea spune că are o versatilitate mai mare în combinație rozeu, adică se este potrivește... Este un vin universal. Cât vorbim despre cașcaval, între stiluri și diversități, atât și mâncăruri. Se potrivește și la pește, și la carne de pui, și cu salate. Da, și... pentru că e regula asta tipică, da? Noi știm că vinurile albe numai la un anumit tip de carne și cele roșii... Dar regulile sunt făcute ca să fie încălcate până la urmă și atunci noi putem să experimentăm liber și să alegem ceea ce ne place nou. Exact. Vinul roșu cu ce tip de cașcaval îl împotrivim? Vinul roșu se potrivește cu cașcavalul maturat cu un gust intens. Ca și vinul, aici avem un Cabernet Sauvignon, el este foarte puternic, foarte intens și îl combinăm cu Royal, desigur. Sau oricare alt cașcaval mai maturat. S-ar combina și cu un cașcaval mai matur de capre. Așa. Vinul ăsta din ce zonă a Republicii Moldova e? Este zona sudică. Ștefan Vodă, dacă... A, sud-est, sud-est? Da, sud-est mai mult. Caberneu este regele vinurilor roșii. Este și cel mai răspândit soi de struguri din lume. Ăsta pare fi foarte taninos, așa, doar după arome, nu? Da, este și cu mulți tanini. Din cauza pieliței, Caberneu are o pieliță groasă care îl îmbogățește cu tanini. Noi, ca să scăpăm din nuanța asta neplăcută, de tanini care e strigenți, îl maturăm în butoaie. Putem folosi stejar francez, care redă anumite arome de vanilie, de scorțișoară, nucșoară sau aromele sale de lemn și fum. Sau stejar american cu aroma sa tipică de cocos și așchi de lemn. Știm că, mă rog, nu toate vinurile sunt făcute ca să fie maturate. Unele au scopul de a fi consumate mai repede, da? Cu consum curent, să fie proaspete. Dar ca și în cazul cașcavalurilor, maturarea pentru vinuri îi oferă anumite arome, îi oferă un farmec. Maturarea la vinul roșu, dacă să vorbim, el îi scade din aciditate și îi domoală taninii. Asta e, eu aș spune că e numai decât să maturezi un vin roșu, dacă vrei să obții ceva de calitate. Așa, am înțeles. În baricuri, în... În baricuri. De stejar, prepondere. Așa, am înțeles. Vedem și la acrimile vinului care să fie prelimezi. Ciorușile indică nivelul de alcool, cât sunt mai groase și curg mai lent, cu atât alcoolul e mai înalt. Cât sunt mai subțiri și curg mai repede, avem un alcool mai scăzut. Așa putem determina cantitatea... Și putem determina și calitatea alcoolului care este în vin. Calitatea? Asta ar însemna că... E un vin de calitate. Adică alcoolul e format într-o manieră naturală. Aha. Apropo, toate vinurile pe care le avem aici pe masă sunt de la micii producători din Republica Moldova. Noi îi susținem. Noi toți suntem mici producători de vin și îi susținem și pe ei. N-am menționat în paharul cu roze, avem Cabernet Sauvignon. Da. Este deja clasic ca din Cabernet Sauvignon să se producă roze. Dacă să facem o statistică, roze, în Moldova se fac din Merlot, din Cabernet, din Malbec și Fetească Neagră. Dar de fieră, toate aceste trei, toate aceste patru soiuri au coaja groasă și nuanțe intense. Aici apare ideea cum să faci un vin roze frumos, ca nuanță. Da, pentru că e Provence, nuanța Provence. Dar din struguri cu intensitate înaltă. Aici se aplică metoda presării directe sau metoda producerii vinurilor albe.
Metoda presării directe, dacă să vorbim că noi dorim un vin anumit din Cabernet Sauvignon Rosé, noi îl culegem după anumiți parametri, ca fiind aciditatea înaltă și o cantitate nu prea mare de zahăr. Primele arome sunt așa de plăcute și primul nas, eu cred că pentru că e primăvară, asta ar fi opțiunea multora în acest moment, sigur. Nu? Foarte fain, foarte fain, Marius, ne-a explicat pe îndelete. Zi-mi, te rog, acum care sunt câteva top, nu știu, top 3 sau top 5 greșeli pe care le facem atunci când vrem să combinăm vinurile cu cașcavalul. Top 5 greșeli, interesant. Sau câteva, mă rog. Eu aș spune că, în primul rând, ar fi temperatura. Foarte bine spus. Da, cașcavalul iubește să fie cald consumat. Vinul la temperatura sa potrivită. Dacă vorbim de vinuri albe, de la 8 la 12 grade, vinurilor rosé între 12 și 14-16, se poate și temperatura vinurilor albe, nu e o problemă, dar roșu de la 14 până la 18. Adică o temperatură nu chiar de cameră. Da, cum da exact, cum camera din trecut care avea... Pentru că temperatura face ca vinul să aibă anume aromele pe care producătorul vrea să ne le demonstreze în vinuri. Ok, deci să servim atât cașcavalurile cât și vinurile la o temperatură potrivită. Corect. Să le asociem după intensitate caracter. Și după caracter. Știi ce mai citeam eu, nu știu dacă e adevărat, că, de exemplu, combinațiile astea între cașcavalul și vinul care vin din aceeași zonă sunt foarte bune, pentru că au un teroar comun. Corect. Da? Francezii folosesc foarte mult de această regulă. Mă rog, ei sunt mai conservativi și lor le place numai asta. Clasic, pe varianta clasică. Adică dacă e făcut din regiunea asta, aleg un vin din regiunea asta. Dar faptul să combinăm, nu știu, un dulcele cu săratul, de exemplu, un vin dulce cu un cașcaval sărat sau invers. Eu nu sunt adeptul vinurilor dulci. Da, știm, seci, da. Dar asta e o idee foarte bună. De exemplu, noi avem un cașcaval norvegian din lapte de capre, el e foarte dulce, sărat și se combină cu un spumant. Exact, adică facem spumant, vine când e brut, e mai sărățel așa puțin și cu dulce se combină fenomenal. Ah, ce fain. Da, pentru vinurile astea mai tari, da, chiar și vorbim despre Porto, despre Ice Wine, astea cu ce se combină? Dacă să mă întrebați pe mine cu ce le-aș combina, eu le-aș combina cu ceva foarte... Roquefort? Nu. Porto... Poate, ar fi ceva interesant cu Roquefort, însă Ice Wine-ul mai mult ar merge cu, iarăși, un cașcaval de desert sau un cașcaval moale, simplu, cabri. Pentru că interacționez tare des cu tot felul de consumatori care vin să facă o alegere în materie de produsele astea, cum s-a schimbat în timp percepția lor și cultura vinului, cultura gastronomică în același timp? Mai suntem noi cei care consumăm, cumpărăm mult și umplem mesele de sărbătoare cu tot felul de mâncăruri? Sau am optat pentru ceva mai select? Mai... Oamenii au devenit mai selectiv, spun chiar așa. Adică ei preferă să ia puțin, dar ceva bun. Și de regulă se trebuie să-l asocieze corect, adică au nevoie de serviciile noastre. Să le propunem ceva corect. Așa și vin și întreabă, dați-mi ceva pentru vin roșu sau pentru vin alb. Dacă să vorbim din categorie de oameni, vin oameni de toate felurile, dar mai puțin tineri. Tinerii nu sunt atât mari de iubitori de cașcaval sau vin. Aha, interesant, dar cum s-ar explica asta? Nu știu. Că de vinuri nu știu dacă neapărat. Nu, vinul e o băutură care trebuie înțeleasă. Nu și toate... fiecare da, o exact. Face, da. Pe placul tinerilor poate fi bere mai mult. Ei mai jucăușă, mai activă în arome, în gust și... Mai mainstream, ca să zic așa, mai sau, dar... nu știu, spumantele poate. Aha, înțeles. Și vinurile liniștite mai puțin. Dar în materie de bărbați, femei, cine și cum preferă, de exemplu? Bărbații, cu bărbații mei simt. Femeile nu-i de ce? Cu vin cu lista de acasă? Da, așa și vin. Din femeie m-a trimis după asta. Dar doamnele sunt mai au preferințe până și trebuie de ce? Să... ce vor scumpere, da. De regulă mă străduie așa mai... Eu să le convinc că asta cu adevărat le place. Am înțeles. Și în materie de prețuri, cine sunt dispuși să dea mai mulți bani pentru, să zicem, o bucățică de cașcaval, dar unul de calitate și o sticlă de vin de asemenea produs cu multă dragoste? Nu, asta e, să spunem că e categoria cu care au un venit mai mare decât... Vin oameni de regulă mai deosebiți, care se stimează, spunem așa. Care își permit, da? Da, își permit să-și cumpere un vin, că vinul e iarăși un vin bun, nu costă ieftin. Și n-ar trebui să costă ieftin, pentru că e munca unui... Bem mai puțin, dar bem ceva bun. Da, în orice caz nu uităm să consumăm moderat. Apropo, am vrut să te întreb, atunci când primiți vizitatori, cu siguranță nu vorbim doar de cei din Republica Moldova, da? Corect. Din ce țări mai vin? România, avem foarte mulți români și foarte mult ador magazinul nostru, chiar ne roagă
poate să ne deschidem și la ei, că la ei nu-i tare popular asta. Aha, dar faceți și livrări? Sau? În România nu. În Moldova se poate. Din Europa, în mare parte, Franța, la fel olandești foarte mulți avem. Păi ei sunt aici ca la ei acasă, că importați da. Multe cașcavaluri exact. Din Olanda și atunci... Wow, aveți din regiunea asta sau, mă rog, apreciază vinurile noastre. Italieni, am avut chiar o petrecere închis cu un grup de italieni. Uh-huh. Foarte mult au rămas încântați de ideea asta noastră de a combina vinul cu cașcavalul. Ce crezi că apreciază cel mai mult străinii? În vinurile produse în Republica Moldova. Eu cred că le place nivelul de alcool ridicat. Ridicat, da. Chiar așa, direct. Și nuanțele fructate ale vinurilor, roșii mai ales. Pentru că la ei se regăsesc mai puțin și atunci e ceva deosebit? Sau din potrivă? Vinurile franceze nu sunt tipice. Adică noi, dacă vorbim de un vin roșu moldovenesc, el e în stil american. Franța e mai conservativă și nu se prea dau în largul experimentelor. Cam pentru asta. Pentru prețul accesibil. Prețul accesibil, da. Pentru că totuși în Republica Moldova, în comparație cu alte țări, industria este încă destul de accesibilă, ca să zic, produsul. Pentru că este primăvară, spune-ne, te rog, niște combinații, da, de vinuri cu cașcaval, din astea super accesibile, pe care le poate, fără a face publicitate la un anumit producător. Putem încerca un cașcaval de lapte de oi. Aha. Avem așa cașcaval de lapte olandez, specific. Cu soi fetească regală. Un soi autohton și atunci punem în valoare și produsul nostru. Exact, ambele sunt fine, dar cașcavalul de oi e mai sărățel. Fetească vine mai dulce în aromă și s-ar combina perfect. Așa. Ar fi un roze, chiar și asta s-ar putea de combinat. Uh-huh. O combinație mai interesantă cu roze ar fi cașcavalul de vaci gras, mai puțin matur. Și bine, vinul roșu e și el consumat în perioada caldă anului, poate mai puțin decât... Mai puțin, da, da, pentru un spumant, de exemplu? Pentru un spumant, interesant. Pentru un spumant, cred că aș merge pe norvegian, totuși, cașcaval norvegian. Cașcaval din lapte de vacă? Nu, e din lapte de capre, are și smântână de vaci. Aha. Și ele se fierb timp de o zi întreagă, până se caramelizează. E adevărat că cașcavalul, cu cât are mai multe din astea bule, da? Sau este și mai bine maturat, sau e mai gustos, sau am citit bulele azi. Astea sunt, de fapt, calciu, este calciu, aha, care apare în urma cristalizării sau deshidratării cașcavalului. Și asta e un indice a unui cașcaval de calitate înaltă. Dacă să stăm să ne gândim ce au în comun cașcavalurile și vinurile, probabil că am găsit o mulțime de similitudini. Exact. În primul rând vorbim despre că sunt ambele produse obținute prin fermentație, nu? Exact. Sunt și maturate, cum am vorbit mai devreme. Este o tehnologie anume. Da, exact. Și în același timp fiecare... Bucură oamenii. Da, sigur, și fiecare își le poate combina și alege după propriile preferințe și probabil că își deschid splendoarea aromelor. Împreună. Da, și în compania potrivită. Exact. Mulțumesc tare mult! Acum ne-am lămurit cât de cât cum facem asocierea asta cu vinul și cașcavalul. O să știm cum să ne pregătim un aperitiv, o gustare pentru cei care vin în Musafir. Mulțumesc tare mult, Marius! Bună. A fost o plăcere! Eu revin cu o nouă emisiune dedicată turismului oenogastronomic, Wine Trips la TVR Moldova, duminică, începând cu ora 17.